Ora 10, doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la știri. Începem cu informația momentului. Acuzații grave de corupție la Universitatea Politehnică din București. Un profesor ar fi cerut mită 10.000 de euro ca să facă angajări într-un proiect finanțat cu bani europeni. Colega mea, Andreea Georgescu, ne aduce toate detaliile. Andreea, te ascultăm. Procurorii de la Direcția Națională Anticorupție îl acuză pe directorul Departamentului de Producere a Energiei din cadrul Universității Politehnică București de luare de mită. Și pentru aceste acuzații a fost reținut de anchetator pentru 24 de ore. Practic, procurorii susțin că începând din august 2020 și până în prezent, cadrul didactic ar fi cerut de la o persoană angajată în cadrul departamentului pe care îl coordonează să îi dea jumătate din banii pe care aceștia îi primea în calitate de angajat în cadrul mai multor proiecte finanțate din sursă externă, pentru a-l menține în cadrul acestora. În total ar fi primit mită conform procurorilor de 31 de ori și suma totală s-ar fi ridicat la peste 153.000 de lei, așa cum spuneam, jumătate din salariul persoanei respective. Anchetatorii de la DNA au organizat în cursul zilei de ieri un flagrant în timpul căruia profesorul ar fi fost prins în timp ce primea 6.000 de lei de la denunțător. A fost dus ulterior la audier și apoi reținut pentru 24 de ore. Anchetatorii urmează să ceară mandat de arestare preventivă pe numele cadrului didactic. Andreea Georgescu, mulțumesc!